Odată cu primul caz de coronavirus confirmat în zona Romanului, au început să apară și primele scenarii legate de cât de pregătit este centrul de primiri urgențe pentru astfel de cazuri și, în mod special, dacă medicii urgentiști sunt protejați corespunzător prin echipamente adecvate. În momentul în care echipa de pe ambulanță a ajuns la spital cu femeia infectată cu coronavirus, erau cadrele medicale cu echipament de protecție corespunzător? Da, cadrele medicale de la Spitalul Municipal de Urgență Roman au echipament corespunzător. Totul decurge conform planului de la DSP. La postul nostru de televiziune a ajuns o informație conform căreia atunci când femeia infectată a ajuns la centrul de primiri urgențe, cadrele medicale au părăsit incinta, nefiind echipate corespunzător. Aveți echipamente adecvate acestui virus sau ele trebuie procurate? Avem, am procurat echipamente, cadrele medicale care intră în contact cu suspecții, cu persoanele izolate, sunt echipate corespunzător și facem un apel către toți cetățenii să nu se mai înducă în eroare un fel de speculații, pentru că se creează mai multă panică. Momentan menționăm că la Roman, conform planului de la DSP, nu se tratează pacienți cu COVID. Pacienții care sunt din izolare sau carantină, suspecți cu simptomologie respiratorie, se prezintă la CPU, apoi sunt izolați și după aceea li se recortează probe care se trimit la Iași. În cazul în care probele ies pozitive, suspecții sunt transferați cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Reprezentanții Spitalului Romașcan au precizat că în unitatea sanitară sunt suficiente locuri unde să fie găzduiți pacienții suspecți de noul coronavirus. Presupunând faptul că în zilele următoare ar apărea și alte cazuri la Roman, aveți locuri suplimentare unde să găzduiți pacienți cu coronavirus dacă, eu știu, de exemplu, ar apărea 20 de alți pacienți suspecți? Suntem pregătiți pentru orice problemă. Chiar astăzi s-a discutat, s-a făcut o modificare. Pacienților suspecți s-a pregătit într-un fel spațiu la intrarea principală în Spitalul Municipal de Urgență Roman, astfel încât s-a modificat schema ambulatorului ca să permitem compartimentul de primire urgență și să rămână liber pentru celelalte cazuri care nu țin de această epidemie. Vrem să liniștim pe toată lumea că avem stocuri suficiente momentan pentru dezinfectant și pentru dezinfecția periodică. Personalul medical este instruit cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia în aceste cazuri. Dorim să facem un apel de asemenea la cetățenii care vin în Roman sau din zonele limitrofe să respecte termenul de 14 zile de autoizolare. Doar așa nu riscăm să îmbolnăvim și pe ceilalți și la urma urmei ne apărăm și singuri sănătatea. Ca urmare a solicitării reporterilor Roman TV, reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență din Roman au susținut că nu pot oferi fotografii cu echipamentele speciale pe care medicii urgentiști ar trebui să le poarte pentru a se proteja la primirea pacienților suspecți de COVID-19.